Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. De astăzi avem transport metropolitan. 6 comune din jurul municipiului Alba Iulia au fost legate de reședința de județ prin intermediul transportului public. Marele avantaj al acestui sistem este posibilitatea de călătorie în toate zonele tarifare cu același abonament. Transportul public metropolitan în zona Alba Iulia este o premieră în România. Avantajul oferit călătorilor este reprezentat de abonamentele și biletele valabile atât în zona tarifară corespunzătoare tarifului plătit, cât și în celelalte zone în același preț și pentru un număr nelimitat de călătorii efectuate în perioada de valabilitate. Există 7 zone tarifare pentru care se aplică tarife diferite pentru abonamente și biletele de călătorie. Zona tarifară 1 cuprinde municipiul Alba Iulia. Zona tarifară 2 cuprinde localitățile Drâmbar, Teleac, Limba, Sântimbu și Ciugud. Zona tarifară 3 cuprinde localitățile Șard, Hăpria, Totoi, Șeușa, Oieșdea și Ighiu. Zona tarifară 4 cuprinde localitățile Țelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Ighel, Gala de Jos, Dumitra și Mesentia. Zona tarifară 5 cuprinde localitățile Cricău, Benic, Tibru și Gala de Sus. Zona tarifară 6 acoperă traseul Alba Iulia Poiana Galdei, iar zona tarifară 7 acoperă traseul Alba Iulia Întregalde. Fiind obligați să utilizăm autobuze urbane, probabil că oamenii vor fi în parte nemulțumiți pentru că nu vor avea tot locuri pe scaune ca la vechiul tip de transport. Suntem obligați să utilizăm acest tip de autobuz pentru a putea intra în oraș, în toate stațiile de transport urban și a reduce cât mai mult posibil timpii de îmbarcare-debarcare. Cu un autobuz de transport județean sau autocar, acești timp sunt foarte mari și ar fi fost o povară pentru actualul sistem de circulație din municipiul Alba Iulia. Și aceste suprapuneri, avem un termen de primele două curse care le aducem din zona metropolitană pentru transportul angajaților și al elevilor, până dimineața la ora 7:30, trebuie să încheiem această suprapunere prin toate stațiile din municipiu, pentru că la ora 7:45 începe ora de vârf în municipiul Alba Iulia și ea nu a creat niciun mic disconfort cetățenilor municipiului. Programul de circulație pe toate traseele de servicii de societate de transport public rămâne neschimbat. Foarte important pentru călătorii din zonele tarifare 2-7 este faptul că toate cursele dinspre aceste zone care sosesc în Alba Iulia dimineață până la ora 7:40 vor parcurge zonele de interes maxim, cetatea, Împoitei și centru, pentru ca aceștia să poată ajunge la locul de muncă, la școală sau în instituții publice cât mai ușor. Tarifele au rămas pe mare parte din trasee neschimbate, au fost uniformizate în funcție de distanța kilometrică la care se află localitatea de domiciliu. În plus, facilitățile tarifare acordate sunt pentru bilete, valabilitatea acestora a fost prelungită cu cel puțin 30 de minute, indiferent de zona tarifară, astfel încât cetățenii să le rămână cel puțin 30 de minute la dispoziție după ce au ajuns în municipiul Alba Iulia pentru a utiliza cel puțin încă un mijloc de transport. Pentru abonați, facilitățile sunt mult mai mari. Abonamentele sunt valabile în orice zonă tarifară pentru care a fost încheiate și în orice zonă tarifară inferioară. De exemplu, pentru un abonament de Bucerdea Vinoasă care a costat și înainte 120 de lei, atât costă și în prezent, este valabil nu doar pentru Bucerdea până în Alba Iulia, este valabil pentru transportul local în municipiul Alba Iulia pentru o lună întreagă. În plus, poate fi utilizat și pentru trasele din zone tarifare echivalente cu Bucerdea Vinoasă, cum ar fi pe comuna Ciugud. Și numerotarea liniilor a fost schimbată. A fost introdus sistemul cu 3 cifre pentru a putea fi delimitate zonele tarifare. Astfel, dacă înainte luam autobuzul cu numărul 4 pentru a merge pe ruta gară, cetate, centru și pentru a ne întoarce la gară, acum vom lua autobuzul 104. Persoanele cu domiciliul în toate cele 7 zone tarifare care beneficiază de gratuitate la transportul public local pot efectua un număr nelimitat de călătorii în orice zonă tarifară pe baza unui card de mobilitate urbană obținut la punctele STP. Alba Iulia și Jidvei au adunat într-un buchet al tezaurului românesc florile muzicii populare de pe întreg cuprinsul țării. Ediția 12 a Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur a îmbinat încântător spectacolul Tinerelor Valori cu recitalurile oferite de marile voci ale folclorului autohton. În final, conjurățeana Ina Todoran, solistă vocală și elevă de nota 10, a fost Floarea Florilor. A cucerit marele premiu. Derulat pe parcursul a două zile, concursul a adunat la start 48 de soliști vocali și instrumentiști de certă valoare, juriul având o misiune extrem de dificilă în a alege pe cei mai buni dintre cei mai buni. În cele din urmă s-au acordat 18 premii, decernate sâmbătă în sala de spectacole a Casei de Cultura Sindicatelor din Alba Iulia. Primul premiu special a revenit tinerei și simpaticei oltence Livia Celia din Dolj. Pot să spun că este un premiu foarte important, ținând cont de oamenii care au fost în juriu, oamenii cu capacități
În primul rând, doamna Marioara Murărescu. A fost foarte greu să cânt pe scenă știind că dumneavoastră este în juriu și ceilalți membri ai juriului cu capacități foarte competente și pentru noi a fost foarte greu, a fost concurență foarte mare. Am fost 34 de concurenți la secțiunea soliști vocali, iar la acest festival m-am simțit foarte bine, a fost foarte bine organizat, am avut parte de seri foarte frumoase alături de colegii mei de cântec și mă bucur foarte mult că am reușit să îmi fac prieteni noi aici la festivalul Strugurile de Aur. Județul Alba și-a onorat cu prisosință blazonul. Din cei 8 concurenți înscriși la startul festivalului, 5 au fost premiați. Premiul 3 la soliști instrumentale a fost decernat instrumentistului Marius Andrei Nicoară, iar premiul Orchestrei Jidvei a revenit înaistului Ovidiu Țăranu. Înseamnă un bun început pentru mine în muzică. Așa, îmi place foarte mult și mi-am dorit foarte mult să câștig acest premiu. Și mulțumesc jurului, telespectatorilor, spectatorilor și în continuare o să le promit că nu o să-i dezamăgesc și o să continui în acest domeniu. Unul din cele 2 premii 3 acordate la soliști vocali a revenit talentatului conjudețean Mihai Cetean. De asemenea, cu o voce încântătoare, Denisa Balu, o tânără solistă de mare perspectivă de pe Târnave, a fost laureată în 2 rânduri. A primit premiul Drumul Vinului, dar și pe cel de popularitate, fiind favorita publicului și a telespectatorilor. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care m-au votat și mă bucur din suflet că am câștigat aceste premii. Consider că sunt o poartă de lansare de acum încolo pentru mine. A fost destul de greu, emoții, un juriu exigent și foarte atent la tot ce s-a întâmplat. În momentul decernării marelui premiu, emoția și tensiunea au atins cote maxime. Anunțul făcut de celebra realizatoare de programe folclorice, Mărioara Murărescu, a declanșat un entuziasm de nedescris în rândul spectatorilor, întrucât marele premiu a revenit conjudețenei noastre, Ina Todoran, o interpretă de muzică populară care calcă tot mai apăsat pe urmele Vetei Biriș și Leontinei Fărcaș. Vă rog să mă credeți că este cel mai valoros premiu pe care l-am. Mi l-am dorit atât de mult încât am riscat și am venit și la această ediție pentru că îmi doream efectiv să-l am acasă, să-l simt și să știu că aici la mine în județ, aici la mine acasă sunt apreciată și iubită. Ce urmează după acest premiu? După acest premiu care îmi încununează cariera mea de până acum, vreau să lansez albumul meu, Omul mă întreabă Iedera, și sper să am succes și să fie pe placul publicului. Cum a fost concursul, festivalul? A fost un concurs foarte greu, am fost 48 de concurenți. Au fost câteva zile încărcate de mari emoții, mai ales pentru mine, însă aseară când am evoluat în concurs, când am urcat în scenă, am simțit căldura din partea publicului Alba Iulian și mi-au luat toate emoțiile. Am cântat ca și la un spectacol, am cântat cu sufletul. Celelalte premii au fost decernate astfel: premiul special Nicu Mâță, Republica Moldova, premiul pentru autenticitate Constantin Gaciu, județul Olt, premiul juriului Lavinia Chifor, județul Bihor, și Liviu Neag, județul Maramureș, premiul Cramei Jidvei Andra Ioana Matei, județul Suceava, premiul 3 soliști vocali Ionela Toma, județul Satu Mare, premiul 3 soliști instrumentali Radu Petru Târb, județul Bihor, premiul 2 soliști vocali Lenuța Filipoi, județul Bistrița Năsăud, premiul 2 soliști instrumentali Cosmin Streață, județul Dolj, premiul 1 soliști vocali Marian Medregonoiu, județul Mehedinți, premiul 1 soliști instrumentali Cătălin Bușecan, județul Maramureș. Jocul ăsta le știu juca, mă, la 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 la, că-i bătând ca hârna, mă, la 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 la. Loc cântat moșul pe strune, la 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 la, hârna parot dus în lume, la 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 la. Astăzi a început a doua sesiune de înscriere la Universitatea 1 decembrie 1918. Peste 1300 de locuri sunt puse la dispoziția candidaților la nivel de licență, dar și la masterat. Sesiunea de înscriere pentru admiterea din toamnă a început astăzi și se finalizează în 21 septembrie. Cei care vor dori să se înscrie la nivel de licență au la dispoziție 804 locuri, la care se adaugă 42 de locuri speciale pentru etnici români, romi și moldoveni, iar cei care doresc să urmeze cursurile de masterat pot alege din 566 de locuri. Potrivit profesorilor din comisiile de admitere, în prima zi la Facultatea de Drept și Științe Sociale s-au înscris 20 de candidați la nivel de licență și 3 la masterat. La Facultatea de Științe s-au prezentat 10 candidați, iar numărul doritorilor a fost satisfăcut
satisfăcător și la Facultatea de Istorie și Filologie. La 1 decembrie la Administrație Publică aș dori. De ce a ales această facultate? Mi se pare o meserie potrivită mie pentru viitor, deoarece am calități pentru așa ceva. De ce ai venit acum în toamnă și nu te-ai înscris în sesiunea de vară? Am picat bacul la română și l-am luat doar în a doua sesiune. Ce vrei să lucrezi în viitor în acest domeniu? Pentru că sunt mai multe opțiuni. Sper să ajung la un administrator, probabil și de depozit pentru început, nu contează. Nu știu, sunt diferite opțiuni de viitor. La sociologie. De ce ai ales această facultate? Păi, pot să folosesc mai multe pentru ca să lucrez mai multe domenii. Calendarul admiterii pentru sesiunea de toamnă este următorul: 10-21 septembrie 2012 înscrierea candidaților, 22 septembrie susținerea probelor de aptitudini și a interviurilor pentru masterat, acolo unde este cazul, 24 septembrie afișarea rezultatelor și 24-28 septembrie înmatricularea candidaților. De asemenea, până în 26 septembrie se pot depune cereri pentru ocuparea locurilor în căminile universității. Solicitările se fac online, iar formularul de înscriere este publicat pe site-ul universității www.uab.ro. După 5 zile de intervenții, pompierii au reușit să stingă incendiul de litieră de pădure din zona Piatra Cetii, Galda de Jos. Mai mult de jumătate din area protejată a fost afectată de flăcări, iar în prima zi focul a fost vizibil chiar și din Alba Iulia. Au fost afectate aproximativ 43 de hectare de litieră de pădure și 42 de hectare pășune alpină și zonă stâncoasă cu vegetație uscată izolată. Intervenția a fost dificilă din cauza zonei extrem de accidentate cu fervente dezlocări de bolovan și grohotii și prăbușiri de arbori. Pentru lichidarea focarelor, detașamentele de pompieri Iud și Alba Iulia, în cooperare cu Oculul Silvic Privat Iezer Ultrascău și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, au intervenit timp de 5 zile pe raza comunei între Galde, sat Tecșești, și comuna Galda de Jos, sat Traicani. În continuare, personalul de la Oculul Silvic Privat Iezer Ultrascău asigură supravegherea zonei afectate de incendiu, deoarece există focare izolate. La Sibiu va avea loc în perioada 90 octombrie o bursă specială a locurilor de muncă pentru ocuparea unui număr aproximativ de 100 de posturi în domeniul hotelierei și gastronomiei germane. E vorba de câte 20 de posturi pentru tot atâtea meserii. Sistemul hotelier german caută în România personal calificat în meseriile de bucătar, ospătar și lucrători în recepție, dar și personal auxiliar pentru ajutor la bucătărie și curățenie în camere. Solicitanții trebuie să dețină calificare profesională încheiată sau să aibă mai mulți ani de experiență profesională, dar și să stăpânească limba germană, cel puțin la nivel de cunoștințe de bază. Angajarea se face pe o perioadă de 7 luni, începând cu octombrie. Timpul de lucru este de 40 de ore pe săptămână, cu posibilitatea de efectuare de ore suplimentare, iar salariul brut este de 1.500-2.000 de euro pentru personal specializat și de 1.200-1.500 de euro pentru personal auxiliar. Mai multe relații se pot obține la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Alba. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Alba, oferă celor interesați o listă cu locurile vacante pe piața țărilor din Uniunea Europeană. E vorba de peste 100 de locuri de muncă în țări precum Danemarca, Germania, Norvegia și Slovenia. În Danemarca se caută 60 de lucrători stagiari calificați în ferme de animale și legume, precum și 2 asistenți de grădinari. În Germania e nevoie de 2 asistenți medicali, 2 ingineri în domeniul electricității, un dezvoltator software, un tehnician electric și 3 ingineri software. În Norvegia sunt disponibile 40 de locuri de muncă pentru persoane cu studii superioare. Au căutare inginerii proiectanți, electricieni, mecanici, arhitecți de achiziții, de planificare, de producție, de mentenanță, de structuri și de sistem, dar și operator controlor, responsabil sistem foraj și medic-chirurg veterinar. În sfârșit, în Slovenia sunt vacante 2 locuri de instalator-montator conducte. După 2 ani de implementare a proiectului ce vizează crearea de centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă, reprezentanții PACIV România s-au întâlnit cu partenerii proiectului pentru a discuta rezultatele obținute. La conferință a luat parte și Damian Drăghici, consilier de stat în cabinetul Ponta. Perioada de implementare a proiectului este septembrie 2010-august 2013. Beneficiarii proiectului s-au întâlnit cu partenerii și cu reprezentanții centrelor de incluziune socială din țară pentru a disemina rezultatele la care s-a ajuns după 2 ani de eforturi. Acest proiect vine cu o parte inovativă în care, în cadrul fiecărui centru, există o unitate culturală.
În cadrul acestei unități culturale, de fapt, o folosim ca și un instrument de atragere a comunității, a copiilor, cât a grupului țintă, în mod special, pentru a-l atrage spre centre, iar acolo, pe lângă partea de creșterea stimei de sine, de elemente de cultură și de tradiție romă, vorbim despre ceea ce înseamnă trecerea de la persoane dependente de ajutor social la persoane plătitoare de taxe și impozite. Astfel de centre funcționează la Cluj-Napoca, Târgu Mureș, București, Timișoara, Iași și Brăila. La conferință a fost prezent și consilierul de stat în cabinetul Ponta, Damian Drăghici. Cred și sper că ar fi bine să inițiem cât mai multe proiecte de genul ăsta la nivel de teritoriu, la nivel local și mai ales la firul ierbii, cum se spune acolo, unde romii chiar au nevoie de incluziune socială. Sper că să avem cât mai multe proiecte așa și ăsta este un model de bună practică. Asta e și motivul pentru care am vrut să particip aici. Care este obiectivul principal al acestui proiect? Punctual, ce vreți să se întâmple în cadrul proiectului? Incluziune socială, care, după părerea mea, este cel mai important lucru în momentul ăsta. Adică putem să vorbim și despre educație și despre case, dar incluziunea socială este cea mai importantă. Obiectivele proiectului sunt facilitarea incluziunii sociale și profesionale și accesul la programe de pregătire și la măsuri specifice de sprijin pentru 1200 de persoane de etnie romă. La ora actuală, problemele cu care se confruntă minoritatea romă sunt șomajul, veniturile reduse, condiții de viață precare și discriminare socială. Aflat recent în Alba Iulia, ambasadorul Iranului în România, excelența sa Bahador Aminian Jazi, a declarat că a fost încântat de zona istorică a orașului, de cetatea Alba Carolina. Odată cu vizita excelenței sale, e foarte posibil să demareze un amplu parteneriat între județul nostru și regiunea iraniană Hamadan. Vizita de lucru a ambasadorului iranian în Alba Iulia a avut ca prioritate oportunitățile de studiu pe care le oferă Universitatea 1 decembrie 1918 în perspectiva înscrierii tinerilor iranieni la cursurile Instituției de Învățământ Superior. După întâlnirea cu rectorul Daniel Breaz, excelența sa Bahador Aminian Jazi a declarat că e posibil ca, începând cu anul universitar 2013-2014, Universitatea din Alba Iulia să pregătească și studenți iranieni. You have very good facilities here and I hope I can introduce the facilities here to the Iranian students and the student choose here to come here. Populația Iranului este o populație tânără cu preponderență. Sunt mai mult de 4 milioane de studenți în Iran la ora actuală care studiază și sunt foarte mulți alți candidați care ar dori să studieze în afară. Domnul ambasador a studiat facilitățile de la Universitatea 1 decembrie. A văzut că sunt foarte bune condiții și este foarte bucuros să prezinte aceste oportunități, celor din țara sa. Excelența sa nu exclude viitoare investiții iraniene în Alba, intermediate de o colaborare trainică între județul nostru și provincia iraniană Hamadan. Good opportunity here and I think if we introduce the whole possibilities here, it would be welcome by the Iranian side in different aspects. We have some program for this issue. Dânsul spune că într-adevăr există foarte multe oportunități de investiții aici și în măsura în care toate sunt prezentate și sunt introduse investitorilor iranieni, crede că există foarte mari oportunități și o foarte mare posibilitate ca aceste investiții să se realizeze. Ca simplu turist, ambasadorul iranian a fost plăcut impresionat de orașul Alba Iulia, cu subliniere specială pentru cetatea Alba Carolina. Dacă a avut timp să viziteze Alba Iulia și dacă da, ce l-a impresionat cel mai mult? If you have time to visit it, Alba Iulia, which things impressed you the most? It's obvious that the first thing which impresses everybody is the historical aspect of this nice city. Aspectul istoric a fost cel care evident impresionează de la prima vedere cel mai mult. Cetatea, nu? The old city, the yes, old cetate. Yes, the old city. And I think the next fortress. Issue is the nature of the region. Și natura și mediul, natura înconjurătoare a acestei regiuni. Ambasadorul a fost însoțit de albaiulianca Ioana Mateș, fiica avocatului Ioan Rus, decanul baroului Alba. Ioana Mateș este de profesie avocat, dar l-a însoțit pe ambasador în calitate de secretar general al Camerei de Comerț Bilaterale Româno-Iraniene.
Începând de astăzi, Serviciul Național Alb al Arhivelor Naționale vă propune să descoperiți Ținutul Mureșului între anii 1938 și 1940. Expoziția, care cuprinde documente în original, dar și copii cu privire la înființarea, funcționarea și desființarea Ținutului Mureș, este deschisă vizitatorilor până pe 26 octombrie. Ideea reorganizării teritoriale a României a fost tema de inspirație a acestei expoziții, care readuce în atenția publicului Ținutul Mureș, o regiune înființată din Ordinul Regelui Carol al II-lea în 1938. Prin această expoziție, Serviciul Național Alba al Arhivelor pune la dispoziția publicului doritor fondul arhivistic Rezidența Ținutului Mureș, care are numai puțin de 40 de metri liniari. Expoziția este deosebit de interesantă prin simplul fapt că această temă nu a mai fost abordată. Ținutul Mureș este o realitate uitată de foarte mulți. Puțin mai știu acum că vreme de mai mult de 2 ani, Alba Iulia a fost capitala unei, să spunem, unei aglomerări administrative care cuprindea numai puțin de 9 județe ale perioadei respective. Și aici s-au dezbătut o parte din evenimentele și din activitățile foarte importante ale vremii de atunci. Înființat în 1938, Ținutul Mureș era compus din 9 județe, a avut capitala la Alba Iulia și a fost condus de generalul Danilă Pap. Unitatea teritorială administrativă era compusă din 9 județe: Alba, Ciuc, Făgăraș, Mureș, Năsăud, Odorhei, Sibiu, Târnava Mare și Târnava Mică. Noi am ales să prezentăm doar câteva documente referitoare la formarea, organizarea și desființarea ținutului, însă fondul prezintă documente din întreaga social, politică, administrativă a ținutului. În primul cub sunt documente referitoare la, sunt ordine, este ordinul de înființare al ținutului și ordinul prin care se aduce la cunoștința prefecților din cele 9 județe, noua organizare administrativă a țării și de asemenea un ordin prin care sunt îndemnați să consulte comunitățile locale în legătură cu noua administrare, cu noua organizare administrativă teritorială. Expoziția a fost organizată în parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Consiliul Județean Alba și Asociația Arhiviștilor Ioan Pleșa Alba Iulia. Târgul Național de Turism Rural desfășurat la Albac și-a deschis porțile sâmbătă. De la deschidere nu au lipsit organizatorii, dar nici vizitatorii dornici să afle cât mai multe lucruri despre zona Munților Apuseni. Sâmbătă a început a 8-a ediție a Târgului Național de Turism Rural desfășurat la Albac. Zeci de oameni veniți de pretutindeni s-au bucurat de festivitatea care a debutat cu un mic spectacol susținut de localnici. Grupurile de copii care au prezentat dansuri specifice zonei sau instrumentiștii care i-au acompaniat, dar și tulnicăresele au impresionat oaspeții veniți la eveniment. Târgul a fost deschis oficial de organizatori, Consiliul Județean Alba și Primăria Albac. Stimate doamne, stimați domni, într-o zi atât de frumoasă și de minunată, într-o zi cu oameni frumoși și minunați pe care îi văd în fața mea și pe care i-am și în spatele meu, nu avem niciun motiv decât să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a hărăzit cu așa zile frumoase și să vă rog să-mi permiteți ca să declar deschise lucrările cele de-al 8-a ediție a Târgului Național de Turism de la Albac. Am înțeles că anul acesta a fost un an bun în ceea ce privește turismul rural. Este bucurie pentru noi, iar cea de-a 8-a ediție cred că a trecut repede, așa, nici nu știu când au trecut 8 ani, când am îndrăznit să discutăm despre acest târg și să reușim să și-l punem în practică. Expozanții care au decis să își prezinte produsele în cadrul târgului au venit foarte bine pregătiți și au reușit să-i surprindă plăcut atât pe oaspeți cât și pe organizatori. Vizitatorii au aflat aici mai multe despre pensiunile din zona Munților Apuseni și nu numai. Au gustat din bucatele, fructele și prăjiturile tradiționale zonei și au admirat obiectele confecționate acolo.
Tot în cadrul târgului de turism rural de la Albac au fost prezenți și meșteri populari pricepuți din mai multe zone ale țării. Aceștia au venit pentru a-și prezenta creațiile și pentru a demonstra că tradiția se mai păstrează încă. Meșterii prezenți la târgul de turism de la Albac au atras foarte mulți vizitatori care au avut ocazia să vadă obiecte specifice zonei și tradiții de care majoritatea au uitat, dar pe care un număr mic de persoane se străduiește să le păstreze. Au putut fi găsite aici haine tradiționale românești, haine țesute din păr de capră, icoane pe sticlă, dar și ulei de floarea soarelui, presat la rece, prezentat de un expozant venit din județul Cluj. Se pare că este un succes deosebit, populația așteaptă și a așteptat acest produs. Se poate înlocui cu succes uleiul atât de mult recomandat ulei de măsline. Uleiul de floarea soarelui are chiar mai multă vitamina E decât măslinul, ceea ce se găsește foarte greu în alte produse. Și acest ulei poate fi folosit terapeutic. Cel mai mare succes al târgului l-a avut un meșter sticlar din Turda, care i-a atras pe vizitatori cu paharele pentru îndrăgostiți. După cum vedeți, se pune prin cupă, vine băutura prin picior, prin talpă și se bea prin pai. Pe noi ne-au impresionat cel mai mult niște linguri confecționate din lemn de un meșter din Râmnicu Vâlcea, linguri care, pe lângă caracterul lor util, au și alte semnificații. Această lingură are aici ideea de cuplu, inima, simbolul iubirii, combinat cu roata vieții cu șase spiții, monograma lui Iisus Hristos, iar cu una de spice e simbolul Fecioarei Maria. Deci cuplul ăsta pământesc protejat de un cuplu ceresc, iar mai jos e simbolul îmbrățișării sau acuplării. Expozanții s-au pregătit pentru acest târg și au vrut să impresioneze vizitatorii cu obiecte și produse specifice zonei de unde provin. Târgul de turism de la Albac a atras și cele mai bune bucătărese din județ, dar și cei mai pricepuți pescari. Premierea celor două concursuri a avut loc duminică, în a doua zi a târgului. În cadrul Târgului Național de Turism Rural desfășurat weekendul acesta la Albac, au fost organizate și două concursuri, unul de gastronomie și unul de pescuit. Primul, cel de gastronomie, a avut ca temă prăjitura cu brânză și fructe de pădure, iar concurenții care au reprezentat pensiunile din zona Munților Apuseni s-au pregătit cum au știut ei mai bine. Am făcut prăjitură cu fructe de pădure și prăjitură cu brânză dulce de vaci, cu fructe de pădure, zmeură, afine, mure și merișoare. Toate ingredientele sunt speciale, fiindcă sunt făcute de casă, sunt făcute la noi la pensiune și conțin, toate sunt bio și nu au coloranți sau conservanți artificiali. Jurații concursului, printre care și cunoscutul blogger culinar Adrian Hădean, au avut o sarcină grea și au fost puși la încercare de gustul bun al prăjiturilor și de talentul celor care le-au pregătit. Eu cred că doamnele astea au făcut o treabă grozavă și o să-mi fie destul de greu să aleg un câștigător sau doi sau hai primele trei poziții, pentru că s-au străduit foarte mult și sunt foarte bune. Așa. Se și simte aroma locală, se vede că s-au și străduit, să fie un pic inovatoare, îmi place foarte mult. Premierea concursului a avut loc duminică și chiar dacă toate prăjiturile au fost delicioase, a câștigat cea care i-a impresionat cel mai mult pe membrii juriului. Concursul de pescuit a început în zorii primei zile a târgului și a cerut multă răbdare din partea fiecărui participant, urmăriți îndeaproape de un arbitru. Cum i-ați avut succes? Până acum, da. Maestorul de concurs mi-a nevoie de 2 pești să câștig concursul. Se prinde lipan, se prinde ceva păstrăv, zona e frumoasă, merită să veniți aici. Câți pești ați prins până acum? 16 în prima manșă, 17 în asta. Concursul a strâns pescari din toată țara, dar și un pescar din Germania. La unison, aceștia au fost foarte impresionați de numărul mare de pești din râul Arieș. Câștigătorul concursului a fost Adrian Pop, un pescar priceput din zona Albacului. Adrian Pop! Expoziția desenul caselor în Apuseni a fost vernisată sâmbătă în cadrul târgului de turism de la Albac. Aflată la cea de-a doua ediție, Tabăra Națională de Pictură Albac, în cadrul căreia au fost create lucrările expuse, promite să ofere un cadru perfect de realizare și expunerea lucrărilor unor pictori talentați.
Sâmbătă la Albac a avut loc vernisajul expoziției Desenul caselor în Apuseni, eveniment găzduit de Târgul Național de Turism Rural. Proiectul a fost inițiat și coordonat de Ilie Toader în parteneriat cu Centrul de Creație și Cercetare Continuă Sfântul Evanghelist Luca din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, reprezentat de asistent universitar dr. Marius Danghenescu. Lucrările expuse au fost realizate în ultimele două săptămâni în cadrul Taberei Naționale de Pictură Albac. Formată din majoritatea din tineri, să vreau o adevărată școală de vară, sprijinită de Consiliul Județean și Uniunea Artiștilor Plastici. Eu consider o bună reușită, așa cum i-am spus primarului, bine să fie o bibliotecă virtuală, să fie promovată expoziția, poate fi un centru permanent de studii umanistice și artă chiar și aici în Munții Apuseni. Deosebitele lucrări care au surprins perfect specificul casei tradiționale din Munții Apuseni au fost realizate de Valentin Lader, Marius Danghenescu, Ilie Toader, Petruța Mioara Pop, Alisa Mihaela Radeș, Nicolae Neag, Iulian Mezei, Ioan Toader, Radu Goia, Emanuel Rus, Oana Șerbana și Vasile Toader. Pe lângă vernisarea expoziției au fost decernate diplome tuturor participanților. Târgul de la Albac nu a însemnat doar turism, ci și distracție. Mai multe spectacole au fost organizate pentru vizitatori. De la muzică folk, la focuri de artificii și muzică folclorică, fiecare participant a găsit câte ceva de care să se bucure. Târgul Național de Turism Rural de la Albac a fost presărat cu o serie de spectacole menite să atragă cât mai mulți vizitatori și turiști. Concertul folk susținut de Vali Șerban și Florința Sărman a încheiat prima zi a târgului și a încălzit zecile de oameni strânși în fața scenei, care au cântat și au dansat împreună cu cei doi interpreți. Cu ei colind cântând iar prin lume, în jurul meu nu-i nimeni plângând. Tristețea-i dusă valul e spume și-un crin în tine loc de cuvânt, de cuvânt, de cuvânt. Nici oaspeții nu s-au lăsat mai prejos și au vrut să demonstreze că și în Maramure se păstrează tradițiile. Frigul a fost mai ușor de suportat în jurul focului de tabără imens care a precedat un spectacol de artificii de care s-au bucurat toți de la mic la mare. A doua zi a târgului a fost la fel de antrenantă pentru cei prezenți acolo. Grupul de tineri din zone precum Vișeu, Ocna, Șugatac, Ciuruleasa, Almașu Mare sau Albac s-au strâns într-o paradă a portului popular urmărită cu drag de 10 de curioși strâns în fața primăriei din Albac. Fiecare grup a fost pus în valoare de un scurt moment care a evidențiat caracteristicile portului din fiecare zonă. Târgul s-a încheiat cu un spectacol folcloric în cadrul căreia surprize s-au ținut lanț și mai mare dintre ele fiind Traian Jochelea. Spectacolul care a durat mai mult de 5 ore a fost deschis de cel mai cunoscut argotist al Banatului, Luca Novac. Târgul de turism este deja o tradiție în zona Munților Apuseni, dar mulți dintre participanți se plâng de numărul tot mai mic de vizitatori de la un an la altul. Organizatorii sunt însă foarte încântați și sunt siguri de desfășurarea edițiilor următoare ale târgului. Dacă târgul de turism de la Albac are succes sau nu, o hotărăsc vizitatorii și mai ales numărul lor. Aflat la a 8-a ediție și devenit o tradiție în zonă, târgul atrage turiști și are beneficii asupra întregii zone a Munților Apuseni. Organizatorii sunt încântați de desfășurarea lui și speră la ediții viitoare. Turismul din rural din județul Alba s-a dezvoltat și se simte an de an la fiecare ediție a târgului, pentru că cei care expun se prezintă din ce în ce mai bine. Consiliul Județean, prin Serviciul de Turism, suntem preocupați permanent să ne facem datoria pentru a arăta tuturor prin mijloacele noastre că județul Alba merită să fie vizitat, că oamenii se pot simți bine și cred că încet, încet reușim. Cei care anul acesta au așteptat turiști, au și primit, sunt mulțumiți, mă bucur și eu că turismul s-a dezvoltat, poate
anul acesta mai mult decât ne-am fi așteptat, ținând seama de criza, așa, hai să vorbim despre ce se plânge toată lumea. Adevăratul scop a târgului a fost atins, oamenii au aflat de ceea ce fac moții pe Valea Arieșului în domeniul turismului și bineînțeles că din turism se câștigă bani buni cu condiția să faci lucruri de calitate și să fii serios în ceea ce faci. Cel mai puțin mulțumiți sunt însă expozanții, care cred că lipsa banilor se resimte în scăderea numărului de vizitatori. Aceștia din urmă sunt însă încântați și atrași de tot ceea ce văd. Se bucură de fiecare lucru în parte și se bucură mai ales de faptul că tradițiile se păstrează. Cum vi se pare târgul? Este ok. Îmi place. Am mai fost acum 3 ani. Mai vin. Ar putea fi ceva îmbunătățit? Nu, că cred că sunt de toate. Și mâncare, și lucrușoare, și ceva vechi și ceva nou. Sunt de toate. Avem posibilitatea să vedem lucruri autentice care încă se mai fabrică. Chiar am cumpărat lavandă dintr-o cultură proprie, cultură ecologică, și mă bucur ca un copil de tot ceea ce văd aici. E foarte binevenit pentru toată lumea. Locuiesc în Sebeș, în Alba, și chiar îmi place ceea ce văd. Foarte frumos. Nu, e prima dată. De unde veniți? Din Aiud. Foarte frumos, totul tradițional, frumos. Este prima oară când participăm, suntem de la București și am venit special chiar de la Arieșeni. Foarte interesant, foarte frumos. Pentru mine e ceva nou, că vin de la oraș, în Timișoara. Și mi se pare o adevărată sărbătoare câmpenească, în toată puterea cuvântului. Ce ar putea fi îmbunătățit? E tot bine, e bine organizat. Vânzările totuși nu merg prea bine, poate să simte criza. Un târg de turism este binevenit într-o zonă ca cea a Munților Apuseni, zonă foarte căutată și apreciată de turiști. Prezent săptămâna trecută la emisiunea Controverse, senatorul Nicolae Dobra a vorbit pe șleau de corupția din politică, despre hoțul politician și de imaginea proastă pe care o avem peste hotare. Asta din pricina șmecherilor care se învârt în jurul celor cu ghivint. Parlamentarul este convins că dacă nu s-ar mai fura, nu ar mai conta cine e la putere, dreapta sau stânga. Eu cred că dacă ne apucăm de treabă serios și înlăturăm principalele căi prin care se fură din țara asta destul, țara asta poate să funcționeze bine. Nu contează cine o conduce, stânga sau dreapta. Da? Dar aici, din nefericire, niciuna din părți n-a luptat cu mafia foarte tare. Niciuna. A propus Ministerului de Finanțe ca produsele petroliere să se accizeze la pompă și ulterior a avut o neplăcută surpriză. Eu discutam asta la Ministerul de Finanțe cu prezența ministrului, cu prezența șefului ANAF-ului și le ceream chestiunea asta. Și cu asta cum zate acum din cercetările DNA-ului că șeful ANAF-ului s-ar putea să fie implicat în asemenea evaziune fiscală cu produse petroliere. Dar dumneavoastră seama că unde ne găsim? Deci ne găsim într-o situație de dedublare a personalității care nu se mai întâlnește în altă parte. Probabil că nicăieri nu se întâlnește chiar așa. Acolo hoții sunt hoți și polițienii sunt polițieni. Vedeți, aici se amestecă. Aici nu-i mai descebăluiești, ca așa se spune la țară, da? Și tot în Ardean aici. Nu-i poți să-i pricepi care-s de aia și care-s de aia. Ori aici va trebui să ne hotărâm clasa politică. Ori ne facem hoți, o rămânem politicieni și ne apucăm de politică și facem politică pentru cei care ne trimit. România e țara corupției, așa ne văd europenii. Am avut întâlnire cu președinta Comisiei de Apărare din Bundestag, doamna Kastner. Și doamna Kastner, la un moment dat, la o întâlnire de-asta mai informală, așa, a zis, domnule, la voi, după ce vedem noi, după ce constatăm noi, la voi corupția este structurată, adică este aproape, se spune, cu o structură de stat. Toată Uniunea Europeană știe ce facem, numai noi nu știm sau nu vrem să știm. Numai noi credem că lumea nu știe, numai noi nu știm. Numai noi nu știm câte produse petroliere intră în România și câte ies. Numai noi nu știm câte fructe intră în România și câte se vând și câte intră legal și intră ilegal. Pentru că lumea știe. Da? Adică noi avem impresia că nu știe. Da? Sau poate noi, românii, noi cetățenii români, cetățenii ia simpli, nu suntem informați. Dar alții știu. Și atunci, zice, mă, nu se poate. Voi ați primit 2 tone de petrol și ați accizat o tonă. Ce ați făcut cu aia în altă?
În opinia sa, peste tot în țară, șmecherii se învârt întotdeauna în jurul celor cu ghivint, adică în jurul persoanelor care pot lua decizii. Adaugă că Alba nu face excepție de la regulă și că șmecherii județului fac țonțoroiul în preajma celor cu putere de decizie pentru a-și mări conturile din bancă. Duminica a debutat eșalonul fruntaș al fotbalului feminin autohton, competiție în care este angrenată și formația Navobi Alba Iulia. În prima etapă, albaiuliencele au pierdut pe teren propriu scor 1-5 împotriva puternice echipe UTA Arad. Favorite certe ardencile au crezut că pot câștiga fără să se întrebuințeze serios. Greșeală impardonabilă pentru că mai inexperimentatele lor rivale le-au taxat prompt, deschizând scorul în minutul 10 prin clambă. Imediat după deschiderea scorului și aproximativ 250 de spectatori au sperat într-o minune, dar speranțele lor s-au norit până la pauză. Ardencile au marcat în două rânduri prin Vanu și Cioca. Repriza a doua avea să fie la discreția echipei oaspete, care a mai punctat de 3 ori. Chiar dacă tabela de marcaj a indicat scorul de 5-1 pentru Ardence, spectatorii prezenți au fost încântați de jocul favoritelor și le-au încurajat pe întreg parcursul jocului. Cu toate că au înregistrat o înfrângere severă, antrenorii albănencilor, principalul Cătălin Popa și secundul Alexandra Marian, s-au arătat mulțumiți de evoluția fetelor, sublinind faptul că fotbalistele sunt la început de drum și că atare lipsită de experiență. Meciul mi se pare că a fost de bun augur pentru noi, pentru prima dată în campionatul feminin. Și așteptăm să creștem în valoare pe zi ce trece și sperăm că într-un an de zile vom reuși să ținem pas mult mai bine în acest campionat al divizei A sau Liga 1 feminină, care este organizat de Federația Română de Fotbal. Se putea și mai bine, era o echipă de bătut, dar poate nu au fost destul de ambițioase. Bine, am avut și câteva absențe, un atacant de viteză și s-a văzut. Dar eu zic că pe parcurs o să fie o echipă super. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Am început săptămâna cu vreme frumoasă și chiar mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Cerul se păstrează mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Minimele termice se vor încadra între 9 și 19 grade, mai scăzute în depresiuni până la 1-2 grade Celsius. Regimul termic se va situa în această seară în jurul valorii de 16 grade la Alba Iulia, 18 grade la Sebeș, 15 grade la Aiud, 14 grade la Blaj și 12 grade Celsius la Câmpeni. La noapte, mercurul din termometre va coborâ până la valoarea de 12 grade la Alba Iulia, vor fi 14 grade la Sebeș, 11 grade la Aiud și Blaj și 19 grade Celsius la Câmpeni. Vremea se va menține frumoasă și mâine, cu cer variabil spre senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade, iar cele minime între 6 și 16 grade Celsius. Așadar, aproximăm pentru mâine 29 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 28 de grade la Aiud și Blaj și 25 sau 26 de grade Celsius la Câmpeni. Miercuri vom avea parte de o zi cu cer variabil. Vor fi unele înnorări în cea de-a doua parte a intervalului, când cu totul izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade, iar cele minime se vor încadra între 7 și 17 grade Celsius.